Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru Zodia Taur. Aceasta este o etalare de tarot generală, prin urmare este foarte important să urmărești atât pentru zodia ta, cât și pentru ascendent, lună sau orice alt semn zodiacal în care ai 4 sau mai multe planete, deoarece poate să-ți dea informații suplimentare cu privință la ce te așteaptă în anul 2021. În această etalare o să scot câte o carte pentru fiecare lună în parte și pe urmă vom clarifica fiecare trimestru în parte pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Bun, și acum hai să vedem mesaje importante pentru tauri în anul 2021. Pentru luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Energia de la rădăcina acestei etalări este Regina de Săbii, o energie foarte mentală, foarte rece, foarte calculată pentru tauri. Vor trebui să-și facă un plan foarte clar de acțiune pentru anul 2021 ca să beneficieze de tot potențialul energetic al acestui an. Bun, hai să analizăm fiecare lună în parte. Anul începe pentru tauri cu forța, puterea, cartea care în tarot reprezintă zodia leului. Aceasta ne indică că în tot anul 2021 va fi pentru tauri un an foarte important, mai ales că vedem aici câteva arcane majore, avem diavolul, îndrăgostiții, o să aveți două momente cruciale în care va trebui să luați niște decizii, judecata, justiția, două momente cruciale în care karma va lua niște decizii pentru voi. E o etalare echilibrată, o etalare interesantă și hai să vedem ce vă indică această forță, această putere. Ce trebuie să învățați de la zodia leului încă din prima lună a anului 2021? Această carte în tarot ne explică că ne transmite că forța nu este neapărat fizică. Forța, puterea cea mai mare pe care un om poate să aibă este puterea interioară, autocontrolul, capacitatea de a-și lua frâiele propriului destin în mâini și de a-și conduce viața în direcția în care dorește să o ia. În luna ianuarie este foarte important pentru tauri să vă luați un moment de respiro, să analizați lucrurile la calm și să vă faceți o strategie. Gândiți-vă la leul din savana africană. Cum pornește acesta la vânătoare ca să-și asigure succesul, ca să consume cât mai puțină energie și să aibă cât mai multe șanse de succes. Petrece foarte mult timp la pândă, petrece foarte mult timp în iarba înaltă, făcându-și o strategie și atacă, acționează doar atunci când este momentul oportun. La fel trebuie să facă și taurii în luna ianuarie. Stați la pândă, observați toate lucrurile care se întâmplă în jurul vostru, faceți-vă o listă, puneți-vă în ordine ideile și acționați doar la momentul oportun. Dacă aveți de făcut o prezentare, dacă trebuie să discutați cu cineva, trebuie să convingeți pe cineva, asigurați-vă că mergeți în orice ședință, în orice întâlnire, foarte, foarte bine pregătiți. Cu toate informațiile pregătite, puse în ordine, cu toate gândurile ordonate, astfel încât să puteți să convingeți cât mai ușor, să obțineți cât mai ușor ceea ce vă doriți. Indiferent că e vorba de o relație profesională, de o relație personală, orice ar fi, luna ianuarie pentru tauri este o lună de pregătire. Dacă aveți lei în viața voastră, aceștia vor fi foarte importanți pentru voi în luna ianuarie, dar și în restul anului. Puteți să obțineți de la lei susținere, suport, ajutor, sfaturi foarte bune. Relația dintre tauri și lei este foarte bine aspectată în acest an. În luna februarie avem aici 9 de elixir, 9 de cupe. În acest set de cărți, cupele se numesc elixire. Această carte vine cu promisiunea împlinirii tuturor dorințelor pe care le au taurii.
Dacă v-ați făcut bine planul de acțiune în ianuarie și ați acționat la momentul oportun, în luna februarie vi se îndeplinește dorința. Luna martie vine cu 8-ul de monede, cu foarte multă muncă. Taurii o să fie foarte ocupați în luna martie, vor trebui să depună foarte mult efort în toate domeniile vieții lor, dar mai ales în domeniul profesional. Aici o să aveți foarte mult de muncă, o să fiți foarte ocupați la locul de muncă, în afaceri, investiții, tot ce ține de partea aceasta financiară a vieții voastre. Luna aprilie vine cu o altă carte de cupe, cu un alt elixir, cu pajul de elixir. E foarte posibil pentru o parte dintre tauri în luna aprilie să apară în viața voastră o persoană nouă, o persoană care vă face niște oferte de dragoste foarte tentante, foarte bine intenționate, care vin cu multă sinceritate și cu multă dragoste către voi. Pentru cei la care nu se aplică situația de dragoste, elixirul acesta, pajul de elixire, vă aduce aminte să încercați să vedeți și punctul de vedere al altor persoane. Să vă puneți în situația celor din jur ca să înțelegeți mai bine de ce unii reacționează într-un fel, de ce se întâmplă lucrurile așa, de ce s-au luat anumite decizii, cum evoluează situația. Dar revenim iarăși la mesajul intrinsec din această carte de forță, de putere, de a înțelege foarte bine lucrurile, de a vă face o strategie și aici în luna aprilie, ca să înțelegeți mai bine cum stau lucrurile, cum va evolua situația, va trebui să vă puneți și în pielea altor oameni ca să aveți o perspectivă mai completă asupra lucrurilor care se întâmplă fie în viața privată, fie în viața voastră profesională. Luna mai vine cu un mesaj foarte frumos, cu doiul de elixire, doiul de cupe. În dragoste lucrurile sunt foarte frumoase, aici dacă e vorba de o relație de dragoste, este vorba de o relație tip suflet-pereche. Vă înțelegeți foarte bine cu partenerul, partenera de viață, cei care sunteți singuri, probabil că ați reușit deja să vă dați seama că acest paș de elixire poate să fie sufletul vostru pereche, o persoană cu care să construiți împreună o viață. În aspectul profesional, doiul de elixir înseamnă un parteneriat foarte bun, un parteneriat din care ambele persoane vor trage foloase, vor avea beneficii. Luna iunie vine cu arcana majoră, diavolul, cartea care în tarot reprezintă zodia Capricornului. Aveți de făcut o alegere, o alegere între lucrurile tentante și lucrurile corecte, între ieșirea ușoară și drumul greu, între un lucru moral și unul imoral, între un lucru legal și un lucru ilegal. Alegerea este a voastră, dar mare atenție că în funcție de alegerea care o faceți aici în iulie, în luna august, vine judecata peste voi. Așa că mare, mare atenție la ce alegeri faceți anul acesta, pentru că karma o să vi le plătească foarte rapid. Nu o să dureze mult timp, nu o să dureze ani de zile, ci lucrurile se întâmplă rapid. Mai ales pentru că anul acesta Uranus este încă în zodia voastră și de acolo dă răsturnări de situații în viața taurilor. Aici în luna iulie s-ar putea ca un capricorn să fie foarte important în viața taurilor. Mare atenție la capricornii din viața voastră. În luna iulie avem 4 de elixire, 4 de cupe, o carte de tristețe, de tristețe autoimpusă, mare atenție aici. Nu se întâmplă neapărat lucruri în jurul vostru care să vă întristeze, ci cumva voi aveți așa o mică tendință de depresie, de a vă uita doar la lucrurile negative din viață. E foarte simplu să vă scoateți din această energie. Trebuie doar să vă uitați cu atenție în jurul vostru și să vă dați seama că lucrurile nu sunt chiar așa de triste cum vreți voi să le faceți să pară. E posibil pentru cei care n-ați făcut alegerile corecte aici în iunie, în luna iulie să suferiți din această cauză pentru că deja vă dați seama ce vă așteaptă în august și nu mai aveți cum să scăpați de pe acest drum. Odată ce v-ați ales traiectoria, trebuie să mergeți pe ea până la capăt. Aici în luna august vine judecata, o carte care, da, o să vă răsplătească karmic, pozitiv sau negativ, în funcție de deciziile fiecăruia, în funcție de acțiunile fiecărui taur în parte. Pentru o parte dintre voi o să aducă lucruri pozitive, pentru o parte dintre voi nu o să aducă lucruri atât de plăcute sau de frumoase. Dar judecata vine și cu un mesaj pozitiv, pentru că este momentul în care ceva se finalizează
și aveți ocazia să o luați de la capăt. Judecata vă trage linie, face socotelile, ok, până în punctul ăsta am stat așa, îți dau răsplata pozitivă sau negativă și de aici încolo poți să o iei de la zero, fără să mai car după tine problemele din trecut. Luna august poate să fie o astfel de lună foarte importantă de resetare karmică pentru tauri. În septembrie avem aici Cavalerul de Bâte, o energie foarte focoasă, foarte pasională, foarte creativă. Taurii o să-și redescopere creativitatea, au o nouă șansă să o ia de la capăt și ar fi bine să profite de această șansă. O parte dintre tauri s-ar putea să întâlnească o persoană foarte pasională, o persoană foarte creativă, care își dorește să realizeze foarte multe lucruri. Poate să fie un partener de afaceri foarte bun pentru un taur, pentru că, în general, acest cavaler de bâte are foarte multe idei, dar nu reușește să se canalizeze, să le ducă până la bun sfârșit pe toate. În schimb, energia mult mai stabilă a taurului îl va ajuta pe acest cavaler de bâte să ducă proiectele la bun sfârșit și să aibă beneficii foarte mari din aceste proiecte. Bineînțeles, acest cavaler de bâte poate să fie și un partener de dragoste, o parteneră în dragoste, poate să fie acest paj de elixire care apare din nou în viața voastră, sau poate pur și simplu să reflecte reaprinderea flăcării pasiunii într-o relație deja existentă. În luna octombrie vine a doua carte karmică, Justiția, care din nou se uită la ce ați reușit să învățați din august până acum, ce ați reușit să modificați în viața voastră din august până acum și iarăși vă dă o răsplată karmică. Anul acesta este plin de șanse pentru tauri. Aveți foarte multe șanse de a face lucrurile așa cum trebuie, de a o lua de la capăt și de a învăța din greșelile voastre. Și aici, în luna noiembrie, avem Îndrăgostiții, cartea care în tarot reprezintă zodia gemenilor, dar care vine și cu o alegere, o alegere sentimentală pentru unii dintre voi, o alegere intelectuală pentru alții. Îndrăgostiții vine cu un mesaj foarte clar. Alegerile nu e bine să le faci nici 100% intelectual, mental, nici 100% emoțional, după cum îți dictează inima. Alegerile corecte se fac tot timpul din îmbinarea celor două. Atunci când inima și mintea îți spun același lucru, atunci știi că ai făcut într-adevăr alegerea corectă. Pentru o parte dintre tauri, această carte poate să însemne și găsirea sufletului pereche sau alegerea de a intra într-o relație cu sufletul vostru pereche. E posibil să fie vorba de această persoană care apare de mai multe ori aici de-a lungul anului, mai întâi în aprilie sub forma de paș de elixire, pe urmă în mai sub forma de 2 de elixire și pe urmă în septembrie ca și cavalerul de bâte. E posibil să fie vorba de aceeași persoană. Luna decembrie îi găsește pe tauri cu energia reginei de bâte. O energie care vouă vă place foarte mult pentru că este o energie de șef, de lider, de persoană carismatică, de persoană care a învățat lecțiile acestui an și acum e gata să primească și toate beneficiile muncii și efortului depus. Această regină de bâte împreună cu această regină de săbii ne arată că va fi un an pozitiv pentru tauri, vor reuși să crească ușor, ușor, treptat, în orice domeniu al vieții își doresc, dar așa cum spun cele două regine, așa cum spun Îndrăgostiții, așa cum ne cere diavolul, judecata și justiția, chiar și forța, taurii vor trebui în acest an să învețe să-și asculte atât inima cât și mintea. Aceasta este lecția cea mai importantă pentru tauri în acest an. Pentru că altfel riscă să tot facă greșeli și să repete aceleași greșeli. Hai să vedem și cărți de clarificare pentru fiecare trimestru în parte pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. Pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, pe situația de dragoste a sărit regina de cupe. O altă regină, a treia regină din această etalare. Pentru sănătate, doiul de bâte. Pentru bani, carieră, situație financiară,
A ieșit încă o dată diavolul, cartea Capricornului. Bun, hai să le luăm pe fiecare în parte și să le analizăm cum se combină energia cărții care a ieșit pe fiecare domeniu cu fiecare lună în parte din primul trimestru. Regina de cupe ne vorbește despre nevoia de a ne înțelege sentimentele, despre nevoia de a ne controla emoțiile în prima lună a anului, despre o foarte mare împlinire emoțională în februarie, despre nevoia de a lucra asupra sentimentelor noastre în luna martie și despre un nou început plin de emoții, plin de dragoste în luna aprilie. Pentru cei care vor începe o nouă relație sentimentală aici în primele 4 luni din an, Regina de Cupe vă promite foarte multă împlinire. Dacă sunteți dispuși să lucrați asupra acestei relații. Nu va fi o relație ușoară care vine de la sine, va trebui să depuneți mult efort, va trebui să înțelegeți cealaltă persoană, să aveți conversații cu persoana de care sunteți interesat sau interesată, să înțelegeți limbajul de iubire al iubitului sau iubitei voastre, dar șanse de succes sunt foarte multe, pentru că uitați aici, cărțile de elixire, de cupe care ne vorbesc de dragoste sunt foarte pozitive. Forța, puterea ne arată că vă doriți să investiți timp și efort în această relație și optul de monede ne arată iarăși că puteți să depuneți efortul necesar să faceți această relație să funcționeze. În domeniul sănătății avem aici doiul de bâte. Doiul de bâte ne vorbește despre nevoia de a ne căuta norocul altundeva. De a o lua de la capăt în altă parte. Prin urmare, taurii trebuie foarte atent în prima lună anului să se uite la ce au făcut pentru starea lor de sănătate în trecut, ce a funcționat, ce nu a funcționat și acolo unde lucrurile nu au funcționat, să aibă suficientă forță, autocontrol ca să lase lucrurile baltă și să o ia de la capăt în altă direcție. Dacă dieta pe care erați nu funcționează pentru voi, e momentul să o lăsați și să începeți alta. Dacă medicul vostru de familie, nu știu, nu vă înțelegeți cu medicul vostru, nu sunteți pe aceeași lungime de undă, tratamentele pe care vi le dăm nu se potrivesc pentru voi, este momentul să vă schimbați medicul. Odată ce o să faceți această schimbare, în februarie o să vă simțiți imediat mult mai bine. Nu o să fie ușor, pentru că aici în martie va trebui să depuneți foarte mult efort, să demonstrați foarte mult autocontrol, dar în aprilie o să vă dați seama că tot acest efort a meritat. Și hai să vedem în bani, carieră, situație financiară, aici avem diavolul, cartea care reprezintă Capricornul, umbra noastră. O să aveți foarte multe tentații în primele 4 luni din an și e foarte, foarte important pentru Taur să faceți alegerile corecte, alegerile legale, alegerile etice și morale. Pentru că dacă nu o să faceți alegerile corecte, o să fiți taxați în al doilea și al treilea trimestru al anului. E foarte important aici forța să o folosiți în scopuri pozitive, să o folosiți pentru a vă cenzura atunci când sunteți pe cale să o luați pe o cale negativă. Pentru că tentațiile sunt la tot pasul și sunt foarte mari. Dar veți avea și foarte mult de tras dacă cedați acestor tentații și nu o luați pe calea corectă. Hai să vedem în al doilea trimestru niște cărți de clarificare pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok. În al doilea trimestru, în situația de dragoste, avem aici 4 de monede. Lucrurile se blochează cumva, stagnează. Pentru că taurul sau partenerul, partenera taurului, are o viziune foarte clară în mintea sa la care nu vrea să renunțe. Dar am impresia că e mai degrabă taurul aici. Taurii sunt cei care sunt foarte blocați. Doar dacă partenerul sau partenera voastră este un scorpion, vărsător sau leu, atunci s-ar putea ca ambii parteneri să fie cei care sunt foarte blocați și nu vor să renunțe la anumite lucruri. Aici este o legătură de suflet pereche. Dar dacă niciunul dintre cei doi parteneri nu este dispus să facă concesii, să ajungă la un compromis cu cealaltă persoană, nu o să se aleagă nimic din această relație. Și în luna iulie o să fiți foarte triști din această cauză.
Partea pozitivă este că aici, în august, aveți o șansă să demonstrați că ați învățat ceva din această lecție, că ați învățat ceva din această greșeală, că nu mai țineți cu dinții de anumite lucruri care, în esență, nici nu sunt atât de importante. Și o să aveți șansa să o luați de la capăt în ultimele 4 luni din an. Dar aici, în perioada verii, o să trebuiască majoritatea taurilor să treacă prin această perioadă de tristețe, de regret pentru ce ar fi putut să fie. Mare atenție aici în luna iunie. Pentru acei tauri care vor fi tentați să-și înșele partenerul sau partenera, dacă faceți acest lucru, în luna iulie o să suferiți foarte mult din această cauză și e posibil ca aici în luna august să rămâneți fără niciunul dintre cei doi parteneri, dintre cele două opțiuni, pentru că aici judecata o să vină și o să taie și o să spânzure. Și o să vă taxeze pentru orice lucru ilegal, imoral, incorrect pe care l-ați făcut. Bun, hai să mergem mai departe pe situația de sănătate. În al doilea trimestru avem aici Regele de Bâte. O carte iarăși de forță, de putere, de foarte multă stabilitate în sănătate. Jumătatea anului pare să fie foarte bună din punct de vedere al sănătății pentru tauri. Regele de Bâte poate să semnifice pentru acei tauri care au niște probleme de sănătate, un medic, un expert, un terapeut foarte strict, dar care vă va ajuta să rezolvați odată și pentru totdeauna problema voastră de sănătate. E posibil să nu vă placă foarte mult această soluție, mai ales aici în luna iulie cu 4 de elixire, e posibil să nu fie tratamentul, terapia cea mai plăcut de urmat, dar dacă reușiți să duceți până la capăt acest tratament, aici în luna august veți vedea rezultate spectaculoase. Dacă vă mințiți singuri și una îi spuneți medicului că faceți, dar alta faceți voi în realitate, aici în luna august, când mergeți la control, când vă faceți analizele, adevărul o să iasă la iveală și o să fiți aspru taxați pentru acest lucru. Pe bani, carieră, situație financiară avem aici 3-ul de bâte. În perioada mai-august, taurii au foarte mari șanse să primească înapoi niște bani pe care i-au dat împrumut, niște bani la care nici măcar nu mai sperau că o să-i primească, au mari șanse să primească bonusuri, să primească măriri de salar, să fie răsplătiți pentru efortul depus în trecut. Luna mai pare ok din punct de vedere financiar, luna iunie vine cu tentații, cu posibilitatea de a face anumite mișmașuri, de a acționa la limita legalității. Nu faceți acest lucru atunci când vă apar aceste ocazii în față. În luna iulie s-ar putea ca taurii să aibă un moment de îngrijorare financiară, dar aici 3-ul de bâte ne arată că este doar o energie temporară, pentru că răsplata vine. Chiar dacă nu o să știți de unde vine, o să vină. Și atunci când vă va fi mai greu și o să aveți mai mare nevoie de acești bani, atunci o să se reîntoarcă la voi. Pentru că aici judecata îi răsplătește pe cei care au acționat corect. Dar mare atenție și taxează pe cei care au acționat incorrect. Și hai să vedem pentru ultimul trimestru al anului 2021 pe situația de dragoste, în sănătate, în bani, carieră, situație financiară. Bun. Hai să le luăm pe rând. Pe situația de dragoste avem aici 2-ul de săbii. Taurii vor trebui să-și asculte instinctele. Aceasta este o carte care ne arată că doar gândind analitic, mergând doar după cerințele reginei de săbii, nu o să ajungem la rezultatul dorit. Trebuie să îmbinăm ce ne spune regina de săbii și ce ne spune regina de bâte. Trebuie să îmbinăm analiticul și emoționalul. Uitați aici pe finalul anului, aveți 2 cărți, ambele care reprezintă inima. Avem aici un 2 de săbii care este legat la ochi, care nu mai poate să vadă realitatea așa cum este, care este obligat să-și asculte sufletul. Mesajul pentru tauri pe finalul anului este să vă ascultați inima,
să mergeți unde aceasta vă cheamă, pentru că o să vă ducă pe direcția corectă pentru voi. Cei care sunteți singuri, aici puteți să începeți o relație cu un cavaler de bâte, cu o persoană foarte pasională, care să dezghețe inima voastră, să vă dea liber din nou la sentimente și să vă transforme pe voi în această regină de bâte, în această persoană foarte pasională, foarte încrezătoare, foarte sexy, carismatică și atrăgătoare. Lăsați acest partener foarte focos să scoată din voi focul pasiunii. Eliberați-vă de aceste constrângeri autoimpuse. În sănătate, o altă carte de bâte, asul de bâte de această dată, un nou început plin de pasiune. Aveți o nouă șansă să o luați de la capăt cu situația voastră de sănătate, să începeți din nou un tratament, să începeți din nou o terapie. Veți fi și voi încântați de această nouă variantă, de acest nou început pentru starea voastră de sănătate. Văd aici mult mai multă mișcare, mult mai mult exercițiu fizic pentru tauri. Bineînțeles, după posibilitățile fiecăruia. Pentru unii acest as de bâte o să vină doar cu 30 de minute de mișcare în aer liber în fiecare zi, pentru alții o să vină cu mers la sală în fiecare zi și tras de fiare, depinde de situația de sănătate a fiecăruia. În orice caz, toți taurii aici pe final de an trebuie neapărat să facă mai multă mișcare fizică. Mai ales pentru a vă întări sistemul cardiovascular, pentru a vă asigura că inima voastră este puternică și sănătoasă. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici cavalerul de monede. În ultimele 4 luni din an, taurii poate să fie promovați, să primească un rol de conducere cu responsabilitate de manager. Este o direcție bună pentru voi în carieră, este o direcție de creștere, în urma căreia veți învăța foarte multe și despre voi înșivă. Lucrurile aici se mișcă destul de încet, dar se mișcă către o direcție foarte, foarte stabilă în cariera taurilor. Va fi un an interesant pentru tauri, plin de oportunități, cu foarte multe șanse. Veți avea foarte multe șanse să o luați de la început, chiar dacă nu vă iese bine din prima. Și înainte să finalizăm, vreau să vă las cu un gând bun pentru anul 2021. Voi extrage o carte din aceste carduri, Puterea Gândului. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă vă place mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Hai să scoatem o carte de aici din mijloc. Mesajul pentru Taur pentru anul 2021. Sunt în siguranță să privesc în mine însumi sau în mine însă. Pe măsură ce mă apropii de credințele și opiniile altor oameni, văd în mine însumi o ființă măreață, înțeleaptă și frumoasă. Iubesc ceea ce văd în mine. Un mesaj foarte frumos pentru Taur, pentru acest an 2021, un an în care o să aveți ocazia să vă redescoperiți, să vă acceptați, să creșteți foarte mult în toate planurile, emoțional, fizic și mental. Un an în care puteți să vă redescoperiți pe voi și să-i lăsați și pe cei din jur să vă redescopere, pentru că vor găsi o persoană foarte frumoasă și puteți să începeți niște relații foarte frumoase anul acesta. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, vă doresc să aveți un an 2021 minunat, pe data viitoare, pa, pa!